Bună seara tuturor! Suntem la a doua întâlnire a cursului Creșterea Reginelor. Împreună cu noi este și domnul Dr. Popovici. Va fi lectorul din seara aceasta. Înainte de a intra în capitolul acesta aș vrea să facem o recapitulare a ceea ce am discutat ieri. Împreună am privit importanța motivației pe care o avem ca și crescători de regine, fie că vorbim de creșterea măcilor la nivel de hobby, fie că vorbim de creșterea pentru lupina proprie, sau cu atât mai mult dacă vorbim ca și multiplicator de material biologic de regine. Am văzut particularitățile pe care le are fiecare nivel de creștere, importanța obținerii unei satisfacții atât profesionale cât și financiare și acele lucruri care, din perspectiva alegerii unei nivel de creștere, face diferența între cele ce am discutat. De asemenea, vreau să subliniem și importanța, pe de o parte, a vă fixa fiecare dintre dumneavoastră în atenție nivelul la care veți dori pe viitor, în urma parcurgerii acestui curs și în urma parcurgerii școlii de vară, să zicem așa, partea practică a acestui curs, nivelul de creștere pe care îl alegeți, fiindcă pornind de la această opțiune pe care o aveți, veți putea să fixați la nivelul de preocupare, de gândire, de asimilare și de fundamentare a ceea ce urmează să parcurgem împreună. De aceea toate chestionarele, toate temele vor avea în atenție determinarea pe care o veți avea. Dacă doriți să creșteți măci pentru hobby, ca nivel de hobby, implică o anumită preocupare. În schimb, dacă dorim să facem măci pentru stupina noastră, pe parcursul întregului curs vom monitoriza răspunsurile pe care le veți da și vom observa dacă, dincolo de asimilarea unor cunoștințe teoretice, științifice, reușiți și reușim împreună, dumneavoastră ca și cursant și noi ca și lector, să vă transmitem acele informații și de a dezvolta acele aptitudini care să vă ajute să performați în creșterea de măci. Suntem împreună cu domnul Dr. Popovici. Bună seara, Daniel! Bună seara! În capitolul acesta avem de discutat, de prezentat, de parcurs împreună anatomia și fiziologia albinei. Aș vrea ca, așa cum avem programa cursului, să îți intre în atenție ca să predai tu acest material. Așa că imediat voi pune PowerPoint-ul pentru colegi și vom putea parcurge împreună acest moment al cursului. Da, perfect. Imediat anatomia și fiziologia. Păi, în primul rând văd că e mult mai mult anatomie decât fiziologie, dar o să încercăm să le țesem împreună. Ar fi vorba de aparate și de sisteme. Ca sisteme avem aici sistemul nervos, sistemul muscular, sistemul circulator, așa, și ceea ce nu am văzut că nu este cuprins și o să începe cu el este exoscheletul sau sistemul de susținere a întregului organism, care este format din chitină și este tot una cu conturul. Deci, în loc de schelet, avem chitina, care are exact rolul oaselor pe care le are la om și în dublu are și rolul epiteliului. Și dă formă organismului atât cât și susține tot ceea ce este în interiorul organismului, iar tot ce este în interior este din țesuturi moi. Nu mai are nimic pe interior care să fie dur și cu rol de susținere. Sistemul nervos central al albinei este format din așa zisul creier, că nu este chiar un creier. La insecte nu este creier, cât doar o masă de o aglomerare de ganglioni. Lanțul nervos, sistemul somatogastric, asemănător sistemului nervos simpatic, care procesează informațiile de la organele interne.
Acum să explice aceea la un ganglion nervos. Toți nervii care sunt prin organism sunt formați din niște prelungiri ale celulelor nervoase, mai mult axoni. Dendritele, de fapt, au rolul de a face legătura dintre o celulă nervoasă și alta, iar axonii au rolul de a aduce informația din periferie spre celula nervoasă sau neuron, iar acești neuroni nu sunt cantonați pe tot traiectul nervilor, ci sunt cantonați doar pe în anumite zone cu substanță cenușie. Culoarea cenușie este dată de nucleii care există în mijlocul acestor celule. Și aceste zone cu substanță cenușie la mamifere ar fi mijlocul măduvei spinării, substanța cenușie a creierului și interiorul ganglionilor nervoși. Ori la insectă există doar ganglioni nervoși cu aceste aglomerații de neuroni și inclusiv la nivelul capului, așa zisului creier, vorbim de niște aglomerări de neuroni. Acum avem, în cazul albinei, avem niște particularități. Este cea mai inteligentă dintre insectele, chiar dintre toate insectele, și are și cel mai mare creier ca dezvoltare, deci ca masă nervoasă. Cam atât ar fi de zis la nivelul ăsta de sistem nervos. Ar mai fi o idee de amintit că, de asta o să reamintim când vorbim despre relațiile și despre comunicarea dintre ele. Deja chiar au ajuns la un nivel de limbaj, ceea ce duce cu gândul la limbajul abstract, la gândire, cu toate că este totul instinctiv, deci nu putem să zicem că este o gândire propriu-zisă și nu putem vorbi despre creativitate în cazul albinei, totuși au un limbaj cât de cât abstract, dansul pe care îl au și în care își comunică informații despre sursele de cules. După cum a zis, e foarte bine dezvoltat că acest pseudocreier, în comparație cu toate celelalte insecte, acum cel mai dezvoltat ar fi la trântor și cel mai slab dezvoltat la matcă. La trântor nu neapărat că ar fi mai inteligent decât albina, dar este și proporțional mai mare, iar la matcă putem să zicem că nu are atâtea solicitări câte are albina în activitățile ei. Cam atâta, putem trece, cred că, mai departe. Așa, deci avem distribuția altor ganglioni pe segmentele întregului organism, în jurul esofagului, pe traiectul, chiar putem să zicem, pe traiectul tubului digestiv. Bine reprezentați în torace. Avem 7 perechi de ganglioni în torace, deoarece în torace sunt și cele mai importante organe ale mișcării și acolo este nevoie de multă susținere, de multă activitate nervoasă. E vorba de cele 6 picioare și de cele 4 aripi. Așa că avem pentru fiecare dintre ele câte un ganglion, adică 14 organe, 14 ganglioni. Iar în abdomen avem ganglioni abdominali care se ocupă mai mult de activitatea aparatului respirator, a tubului digestiv și a organelor genitale, deci a ceea ce există în abdomen. Ca paranteză, mai există o pereche de ganglion sau un ganglion în zona acului și acest ganglion își continuă activitatea chiar dacă acul se desprinde de organismul albinei. Avem o comunicare destul de bună între o pereche de ganglioni ai capului și glandele endocrine, la fel cum există la mamifere în zona hipotalamusului,
și a glandelor hipofiză. Deci tot timpul, chiar și la insecte, vorbim de neuroendocrin ca sistem și ca și comunicare între computer, între creier și sistemul endocrin. Adică despre ce e vorba, despre hormoni. Rolul hormonilor ar fi un rol de comunicare, dar o comunicare care este continuă, inactivă, adică nu presupune consumare de energie din partea creierului, din partea întregului organism. Deci glanda respectivă emite o substanță care merge în întregul organism și își manifestă rolul ei de a transmite informația și de a declanșa anumite funcții la diferite nivele de celule, țesuturi sau chiar organe. Ce să zic, în organismele noastre avem mai multe glande endocrine cu o grămadă de hormoni, nu știu dacă merită să le amintesc. La fel are și insecta. Cel mai important dintre hormoni, nu că n-ar fi și alte tipuri de hormoni, dar cel mai important și cel mai schimbător de-a lungul vieții insectei este acest hormon juvenil sau ecdisonul, care are rol esențial în creșterea și metamorfoza larvelor și în formarea măcii, adică face diferența între matcă și albine lucrătoare și își încetează activitatea la vârsta adultă, nu mai are niciun rost, atât el cât și glandele care îl produc, dar are rol destul de important și în comportamentul albinei față de larve, în comportamentul întregii colonii. Albina, când simte acest hormon, îi declanșează atât activitățile maternale, să zicem, sau de doică, în care acoperă puietul, îl hrănește, îi se declanșează secreția de lăptișor de matcă, sau contribuie, de fapt, că nu este singurul care declanșează secreția de lăptișor de matcă. Și pe lângă asta, inhibă împreună sau la fel ca și hormonul măci, ca și feromonii măcii, dezvoltarea organelor la albinele lucrătoare. Iar alte tipuri de hormoni, ca și la restul organismelor, au rolul lor în metabolism și care rol este constant. Nu putem să vorbim despre influențe ale lor sau despre tot felul de chestii atât de importante încât să ne intereseze. Glandele mandibulare, așa, au un rol destul de important în primul rând la matcă, pentru că sunt principalele surse ale feromonului de matcă, care are rolul destul de important atât în coeziunea coloniei sau în coeziunea unor albine. Altfel, fără acest feromon, albinele își pierd funcțiile, devin altceva decât sunt, numai niște insecte dezorientate. O să devină fără feromonul de matcă și nu mai au activitatea lor atât de bine organizată. După cum am zis, într-o anumită măsură, hormonul juvenil poate să suplinească hormonul de matcă pentru o anumită perioadă de timp până când apare o matcă în colonia respectivă. Și sunt foarte bine dezvoltate la matcă, secret acest feromon, iar la albinele lucrătoare au un cu totul alt rol, secretă o substanță care este folosită în amestecul ceara și în amestecul propolisul. Această substanță, de câte am înțeles, chiar crește temperatura de topire a cerii.
Adică ceara normală brută care este direct din glandele cerifere ale albinei se topește pe la 37 de grade, iar după ce se amestecă cu acest secreție a glandelor mandibulare, îi crește temperatura de otupire, se dublează, ajunge la 60, 60 și ceva de grade. Acest acid 10-hidroxidoidecenoic, din câte știu, este de fapt un component al hormonului, al feromonului de matcă, nu neapărat din glandele mandibulare ale albinelor lucrătoare.